112 este numărul de telefon unic de urgență care poate fi apelat în cazul în care incidentele au sau pot avea un efect negativ asupra persoanelor, a mediului sau a proprietății și necesită intervenția imediată a ambulanței, poliției, jandarmeriei ori inspectoratului pentru situații de urgență. Statistica pe anul 2013 realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale arată că la numărul unic de urgență 112 din județul Giurgiu au fost primite peste 260.000 de apeluri pe parcursul întregului an. În anul 2013, ISU Giurgiu a înregistrat aproximativ 10.000 de apeluri prin 112. Din aceste 10.000 de apeluri, peste 4.600 au reprezentat situații de urgență rezolvate de către colegii mei, restul până la 10.000 însemnând reveniri sau alt fel de cazuri pe care le-am redistribuit către alte instituții, cum ar fi ambulanță, poliție, jandarmerie. În multe din situațiile semnalate la 112 ajung să intervină și jandarmii, fie că este vorba de aplanarea unor stări conflictuale, tulburarea ordinii și liniștii publice, ori cazuri de violență în familie. Peste 1.300 de intervenții au avut jandarmii anul trecut în urma apelurilor pe numărul unic de urgență 112. În cele mai multe cazuri, sesizările făceau referire la aplanarea unor stări conflictuale, cazuri de violență și tulburarea ordinii și liniștii publice. Tot din 112 am fost solicitat să intervenim și în cazul unor câini agresivi și de fiecare dată jandarmii au avut o reacție prompte și au aplicat legea. Sunt situații când operatorii serviciului de urgență primesc apeluri false, însă în ultima vreme numărul acestora s-a diminuat considerabil, ca urmare a trierilor de către lucrătorii serviciului de telecomunicații speciale. Suntem mulțumiți de colaborarea cu cei de la 112, pentru că din momentul în care s-a născut acest număr de apel unic, 112, numărul cazurilor de alarme false a scăzut foarte, foarte mult. În acest moment, ISU Giurgiu înregistrând foarte puține apeluri false. Nu de puține ori s-a întâmplat ca forțele de ordine să fie chemate să intervină și odată ajunși acolo, au constatat că cele sesizate nu se confirmau, motiv pentru care pot aplica sancțiuni contravenționale. În situația în care se solicită intervenția forțelor de ordine fără un motiv întemeiat, sancțiunile contravenționale sunt de la 100 la 500 de lei. Autoritățile fac apel la cei care sună abuziv să nu țină liniile de urgență ocupate, deoarece un apel fals poate duce la pierderea unei vieți.